În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aceasta fie cu voi. Lăudați-L pe Domnul toate neamurile, căci mare este îndurarea Lui asupra noastră. Lăudați să fie Iisus Hristos. Zile voastre, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși, dragi credincioși uniți cu noi, prin intermediul internetului. Astăzi descoperim bunătatea Lui Dumnezeu, care are încredere în noi, care ne încredințează darurile sale. Astăzi ne întrebăm dacă noi avem încredere în Dumnezeu, care atât de mult ne iubește, ca astfel să putem răspunde la așteptările Lui, ca să înmulțim talanții pe care El ne oferă, darurile sale. Ne rugăm la această Sfântă Liturghie pentru toți aceia care, născându-L pe Dumnezeu, se străduiesc să-L iubească și să împlinească voința Lui. Ne rugăm de asemenea pentru poporul nostru, pentru țara noastră, pentru ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să rămână mereu cu noi, ca să avem aici un climat în care îl putem iubi și mărturisi, ca să dăm aici dovadă despre credința și fidelitatea noastră. Ne recunoaștem acum păcatele, cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele și spunem din inimă: mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Marie, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Oamenilor de bună voință, te lăudăm, te vine.
Părinte atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, dă-ne, te rugăm, harul să te urmăm mereu cu bucurie, căci numai slujindu-te necotănit pe tine, izvorul oricărui bine, putem afla fericirea deplină și nefieritoare. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Ea este mai prețioasă decât coralii din depărtare. Inima soțului ei se încrede în ea și prada nu-i va lipsi. Ea îi procură binele și nu răul în toate zilele vieții ei. Ea caută lână și in și face lucruri plăcute cu palmele sale. Mâinile ei se întind spre furcă și palmele sale apucă fusul. Ea își desface palma către cel umil și își întinde mâna către cel nevoiaș. Falsă este grațiozitatea și deșartă e frumusețea femeii, dar cea care se teme de Domnul, ea trebuie lăudată. Dați-i după rodul mâinilor sale și lucrările ei s-o laude la porți. Cuvântul Domnului. Fericit este omul care se teme de Domnul. Fericit toți cei care se laudă în Domnul și umblă pe căile sale. Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale, vei fi fericit și toate îți vor merge bine.
soția ta va fi ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului împrejurul mesei tale. Iată, așa va fi binecuvântat omul care se teme de Domnul, să te binecuvânteze Domnul din Sion, ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni. Fraților, cât despre timpul și momentul acela, nu aveți voie ca să vi se scrie, căci voi înși vă știți precis că ziua Domnului vine ca un hoț în timpul nopții. Când unii vor zice pace și liniște, atunci, pe neașteptate, va cădea peste ei devastarea, precum durerile nașterii peste cea însărcinată, și nu vor scăpa. Însă voi, fraților, nu sunteți în întuneric, încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Așadar, să nu dormim precum ceilalți, ci să veghem și să nu ne pierdem cumpătul. Cuvântul Domnului. În mine și eu în voi, spune Domnul. Cine rămâne în mine și eu în el, acela aduce roadă multă. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Evanghelist Matei. În acel timp, Iisus le-a spus această parabolă
discipolilor săi. Un om, voind să plece într-o călătorie, și-a chemat servitorii și le-a încredințat bunurile sale. Și unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1, fiecăruia după propria putere. Apoi a plecat. Îndată, cel care primise 5 talanți s-a dus, a lucrat cu ei și a câștigat alți 5. La fel, cel cu 2 talanți a câștigat alți 2. Dar cel care primise 1 s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns banii stăpânului său. După mult timp, a venit stăpânul acestor servitori și le-a cerut cont. Venind cel care primise 5 talanți, a adus alți 5 talanți, spunând: Stăpâne, 5 talanți mi-ai dat, iată, alți 5 talanți am câștigat. Stăpânul i-a zis: Bine, servitor bun și credincios, peste puțin ai fost credincios, te voi stabili peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Venind apoi cel cu 2 talanți, a spus: Stăpâne, 2 talanți mi-ai dat, iată, alți 2 talanți am câștigat. Stăpânul i-a zis: Bine, servitor bun și credincios, peste puțin ai fost credincios, te voi stabili peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. În sfârșit, venind și cel care primise un talent, a zis: Stăpâne, știam că ești un om aspru, care seceri unde nu ai semănat și adun de unde nu ai împrăștiat, și pentru că m-am temut, m-am dus și am ascuns talentul în pământ. Iată, ai ce este al tău. Dar stăpânul i-a răspuns: Servitor rău și leneș, știai că secer unde n-am semănat și adun unde n-am împrăștiat. Deci trebuia să depui banii mei la bancheri, iar la venirea mea aș fi retras ceea ce era al meu cu dobândă. Așadar, luați de la el talentul și dați-l celui care are 10 talanți, pentru că oricui are, i se va da și va prisosi, iar de la cel care nu are, se va lua și ceea ce are. Iar pe servitorul acesta netrebnic, aruncați-l afară în întuneric. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților. Cuvântul Domnului. Fericit este omul care se teme și își pune încrederea în Domnul. În zile voastre, dragi iubiți credincioși, dragi credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Lecturile sfinte din această duminică ne pregătesc pentru încheierea anului bisericesc și sunt pentru noi o adevărată chemare. Să vedem cum ne-am pus încrederea în Domnul și cum am răspuns la încrederea pe care El ne-a arătat-o. Prima lectură din Cartea Proverbelor
ne prezintă deja imaginea unei persoane și aceasta este femeia, mama, care își pune încrederea în Domnul și pe care, iată, Cartea Sfântă o cinstește, o prețuiește. Cu alte cuvinte, Dumnezeu însuși o prețuiește, pentru că ea, într-adevăr, și-a împlinit misiunea sa și o împlinește. Este un frumos elogiu adus tuturor femeilor și tuturor mamelor. Lectura a doua, care am ascultat-o din scrisoarea către Tesaloniceni, este o chemare, de fapt, ca să fim totdeauna atenți la ceea ce Dumnezeu ne-a dat și mai ales atenți ca să știm să-i răspundem atunci când va veni și ne va întreba. Adică să fim fii ai luminii, să avem o viziune clară despre misiunea noastră ca fii ai lui Dumnezeu și chemați să-i slujim lui cu încredere deplină. Iar Evanghelia de astăzi este, așa cum deja ați sesizat și de atâtea ori am ascultat, una dintre cele mai frumoase lecții pe care Iisus o face despre chemarea pe care o avem fiecare. Despre menirea pe care Dumnezeu o încredințează nouă. Despre încrederea pe care El și-o pune în noi și în baza acestei încredere așteaptă de la noi răspuns. Este o lecție și o laudă pentru cei care știu să folosească darurile pe care Dumnezeu îl încredințează omului. Este vorba de parabola talanților. Cu alte cuvinte, astăzi Evanghelia ne prezintă o adevărată imagine, o adevărată lecție, o adevărată parabolă care are menirea clară de a ne chema să nu uităm că la sfârșitul darului suprem al vieții pe care i-am primit-o și a celorlalte nenumărate daruri va trebui să trecem printr-un proces final, numit de Catechismul Bisericii noastre și cunoscut de noi toți în credința noastră ca judecata finală. Parabola vestită a talanților ne vorbește despre această întâlnirea noastră cu Hristos care vine să ne judece și noi să dăm răspuns, mai ales să ne răsplătească pentru tot ceea ce am făcut în viață. Când se va întoarce, El va dori să știe și mai ales noi să înțelegem, unul fiecare, cum am folosit și cum am știut să folosim timpul pe care Dumnezeu, Creatorul, ne l-a pus la dispoziție. Ce am făcut în viața noastră și cum am fructificat talanții, darurile pe care noi le-am primit sau darurile pe care le-am primit. Cum am știut să administrăm tot ce ne-a fost dăruit de marele și generosul patron și părinte, Creatorul și Dumnezeul nostru. Parabola talanților, o lecție cu adevărat magistrală, parabola darurilor cuprinde în sine o învățătură fundamentală, logică și mângâitoare. Premiul pe care ne-l va da Dumnezeu pentru folosirea cu înțelepciune a darurilor primite va consta, așa cum am auzit, în participarea la bucuria Părintelui Ceresc, adică la ospățul sau veșnic, sau cum știm noi, la fericirea fără de sfârșit, în lumea cea care nu mai trece. Dumnezeu, în fond, nu va măsura
nici nu va contabiliza așa cum o facem noi bunurile materiale dobândite sau realizările noastre pământești. Și ele vorbesc. Nu ne va cere să prezentăm câștigurile și procentele dobândite, lucruri care sunt admirate pe pământ, căutate, pentru că aceste lucruri nu depind numai de noi, de forțele noastre, ele fiind legate sau condiționate în mod esențial de mărinimia și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ceea ce va fi luat în considerație și va reprezenta adevărata valoare va fi fidelitatea noastră, strădania și dragostea noastră cu care noi am folosit darurile pe care le-am primit, talanți. Cum am știut să ne achităm de misiunea noastră, de datoriile noastre cele mai obișnuite, chiar dacă erau de cea mai mare simplitate și deseori dintre cele mai neimportante. Slujitorul cel bun sau slujitorii cei buni sunt apreciați pentru răspunsul lor și răsplata lor este potrivit cu angajamentul lor, cu strădania lor, cu fidelitatea lor. Slujitorul cel rău și leneș și-a făcut o imagine falsă despre păstor, patronul său, adică despre Dumnezeu. Și desigur, ceea ce este și mai rău, notăm, el nu-l iubea. Nu-l l-a iubit dintr-un început și a demonstrat că nu-l iubește. Teama de judecata stăpânului l-a paralizat și a lucrat în consecință într-un mod straniu, acuzator, fără ca să încerce să înțeleagă și să facă ceva. Astfel a neglijat să descopere în gestul de prețuire al patronului său, de data aceasta, noi știm, a părintelui său, un semn de iubire și așa a ajuns să îngroape talentul primit. Dumnezeu așteaptă de la toți un răspuns plin de încredere, de mulțumire și de bucurie, un răspuns pornit din iubire, pentru că tot ceea ce primește omul, primește din iubire. Un răspuns de curaj, în a găsi cele mai bune metode de a fructifica darurile primite, de a face cu ele noi daruri, noi talanți. Când vorbim despre acești talanți sau aceste daruri, putem să ne gândim la o mulțime de lucruri, la diferite capacități naturale, materiale, dar mai ales trebuie să ne gândim la acele daruri spirituale, daruri cerești, la carismele pe care ne le oferă Dumnezeu prin Duhul Sfânt, la bucuria cuvântului Său, la marea bucurie a Evangheliei, la mântuirea pe care Hristos a adus-o oamenilor și pe care a lăsat-o și a transmis-o bisericii noastre, deci ne-a transmis-o nouă tuturor. Când ascultăm această parabolă, nu trebuie să ne gândim doar la cei cărora li se adresa Iisus în predica sa, atunci când străvătea drumurile țării spinte, îndreptându-se spre Ierusalim pentru a-și împlini misiunea sa de mântuitor. Nu. Astăzi, când proclamăm această parabolă și toate celelalte cuvinte ale sale sau ale apostolilor săi, ale celor aleși de el, să transmită oamenilor Evanghelia sa, trebuie să ne gândim la noi, la cei de azi, la cei ce suntem acum în biserică, la cei ce suntem aici, la toți care recunosc că au primit și primesc necontenit noi daruri, noi talanți, pentru a transmite prin efortul lor și străduința lor în lume bucuria și speranța fericirii care vin din împlinirea misiunii primite. Admirând ceea ce vedem și ceea ce întâlnim în jurul nostru, meditând la tot ce ne înconjoară și la ce asistăm, trebuie, după o judecată clară, demnă,
trebuie să tresăltăm cu psalmistul și cu poporul ales, care cunoscând darurile Creatorului și ale Mântuitorului, proclama: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, drepte și adevărate sunt căile tale. Trebuie să spunem și noi: mari și minunate sunt darurile tale pe care ne le-ai încredințat. Cu adevărat, admirând minunățile lumii înconjurătoare, cerul și pământul, progresul științei, dar mai ales tainele extraordinare ale Evangheliei și ale credinței, trebuie să recunoaștem și să spunem mai întâi că Dumnezeu a fost și este generos cu tot ce ne-a încredințat, ne-a copleșit cu talanții Săi, cu darurile Sale naturale. Apoi, că Dumnezeu a avut și are încredere în noi, are o iubire nemărginită pentru noi, făpturile Sale, pentru opera mâinilor Sale care suntem noi, pentru fiii și fiicele Sale, pe care nu numai că ne-a creat după chipul Său, ci ne-a înălțat din mizeria păcatului prin Iisus Hristos la o demnitate așa de mare și nobilă de a fi fii adoptive ai Părintelui Său. Și, în ultimul rând, privind în jurul nostru, admirând ceea ce Dumnezeu a știut și a ținut să facă, să dăruiască și să se dăruiască, fără să măsoare cu măsura omenească, ci cu măsura infinită a bunătății Sale. Acest lucru trebuie să le admirăm într-un timp deosebit. Cu măsura sau fără măsură, știind că ceea ce am primit e un gest de iubire dumnezeiască, dincolo de limitele acestui pământ. Adică un dar cu totul gratuit. De câte ori nu trebuie și nu a trebuit să recunoaștem că dacă existăm, nu e meritul nostru, ci doar un semn al bunătății Sale. Iar dacă am ajuns să fim învredniciți cu o chemare, o vocație, o poziție în biserică, ori în societate, nu a fost vorba și nu este vorba aici de niciun merit al nostru, ci doar și doar numai din voința Lui și încrederea Lui pe care a așezat-o în noi. Ce bun ai fără să fii primit! Dar dacă l-ai primit, pentru ce te fălești ca și cum nu l-ai fi primit? Îi întreba apostolul Paul pe Corinteni. În fața atâtor semne de generozitatea lui Dumnezeu față de noi, astăzi trebuie să ne întrebăm. Și acesta este punctul care ne revine nouă direct. Dar noi ce facem? Ce încredere manifestăm noi față de Cel care și-a pus încrederea în noi, care ne-a încredințat nouă atâtea dar? Ca folosindu-ne de talanții primiți, vom putea produce alți talanți, ne întrebăm, sau vom îngropa talentul, adică darul primit, ca să-l dăm înapoi, considerând că suntem drepți, dar fără iubire. Trebuie să ne oprim și să observăm în atitudinea celui care a primit mai puțin, dar un talent, nu o dovadă de bucurie și recunoștință, nu iubire față de darul primit, dar o judecată acuzatoare, o teamă care l-a împins la un calcul greșit, egoist, îngropând darul primit, ca să-l restitui așa cum l-a primit. Un mare și vestit predicator, jurnalist și scriitor, contemporan cu noi, Părintele Alexandru Pronțatu, comentând această parabolă despre talanți, mai ales despre felul cum s-a comportat cel de al treilea, care a ascuns talentul și nu l-a valorificat, face o remarcă tulburătoare. Sunt prea multe gropi săpate în pământul nostru de cei care nu au înțeles darul și nu au avut grijă ca acest dar să fie folosit pentru a fi înmulțit. Ar fi interesant, spune el, de a analiza și trasa harta gropilor care au fost și continuă să fie săpate în toate domeniile
chiar și în domeniul religios, viața îngropată în funcționarism, în teatralism, în aparență și nu în dinamism, în altruism, în generozitate și fidelitate, ca răspuns la gestul stăpânului pe care l-a făcut cu o largă iubire față de fiecare și ținând cont de forțele și capacitățile personale. Părintele Pronțato identifică nenumărate gropi unde darul este îngropat, lăsat fără rod, stăpânit de egoism și teamă față de încrederea descoperită în generozitatea patronului a stăpânului. Când se sapă toate aceste nenumărate gropi pentru a pune în siguranță talentul primit, este inevitabil ca și persoanele să se ascundă în ele, să fie înghițite în aceste gropi, punând în pericol bucuria de a-i putea răspunde cu generozitate și recunoștință donatorului. Am putea să asemănăm aceste daruri, acești talanți oferiți de stăpân, de Dumnezeu în cazul nostru, a celor ce credem, cu carismele despre care vorbește Apostolul Paul în scrisoarea sa către Corinteni. Carismele sunt daruri oferite de Mântuitorul nostru ucenicilor pentru binele întregului trup al bisericii, pentru binele societății. Merită să ne aducem aminte și să recitim aceste precizări ale Apostolului pentru a ne întreba ce am făcut cu darurile primite, cum le-am folosit pentru binele nostru, dar mai ales pentru binele tuturor. Cum am contribuit la răspândirea binelui și a frumosului? Cum l-am ajutat pe Dumnezeu la desăvârșirea operei sale? Și cum ne-am oferit puținul nostru pentru binele sufletesc al semenilor în vederea mântuirii tuturor? Într-un cuvânt, în concluzie, în lumina acestei minunate parabole și a cuvintelor Domnului, ori a darurilor pe care El ne le dă, să ne întrebăm și noi cu sinceritate. Am primit de la Dumnezeu atâtea daruri, pentru că Dumnezeu a avut și are încredere în noi. Dar noi am răspuns această încredere cu fidelitatea noastră. L-am iubit pe Cel care ne-a dăruit atâtea, îl iubim. Iată ce trebuie să facem acum, aproape de sfârșitul anului bisericesc. Să ne întrebăm câte daruri ne-a oferit Dumnezeu, noi cum i-am răspuns Lui și ce fidelitate i-am arătat și cum ne comportăm cu darurile sale, cum facem bine pentru ceilalți prin darurile pe care le-am primit. Să ne ajute Dumnezeu ca munca noastră să răspundă pe măsura încrederii pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Amin. Și acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a suit la cer, și a de dreapta Tatălui, și iarăși va veni cu mărire, să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred într-un Domn, o
Domnul și de viață rădător, care de la Tatăl și de la Fiul Purcei, care împreună cu Tatăl și cu Fiul, este adorat și preamărit și a trăit prin cruce. Cred într-o sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morții și viața viacului. Fraților preiubiți, adunați la oaltă în comunitatea noastră de credință pentru a celebra ziua Domnului, pentru a celebra moartea și învierea Domnului Iisus Hristos pentru noi, să rugăm cu încredere să reverse roadele jertfei sale asupra țării noastre și a poporului nostru. Doamne Dumnezeule, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Te rugăm cu adâncă umilință, binevoiește a veghea cu grijă la destinul poporului nostru și al călăuzii la fericire. Binevoiește ai dărui poporului nostru pacea Ta și al ajuta să progreseze pe calea voită de Tine. Binevoiește a ocroti libertatea și unitatea poporului nostru. Binevoiește a feri inimile cetățenilor de ură, invidie și dezbinare. Binevoiește aduce poporul nostru la unirea în credință. Binevoiește a le dărui conducătorilor noștri înțelepciunea și bunătatea Ta. Binevoiește a le dărui răposaților noștri odihna și fericirea veșnică. Doamne Dumnezeul nostru, în mâna Ta sunt popoarele și conducătorii lor. Te rugăm pentru rugăciunile preacurate Fecioare Maria. Privește cu bunăvoință spre poporul nostru și călăuzește-l spre pace, unitate și mântuire. Prin Hristos Domnul nostru. Amen. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Te rugăm, Doamne, ca darul pe care îl aducem înainte ochilor Tăi să ne dobândească arul de a Te sluji cu credință, și să ne călăuzească la fericirea, la veșnicia fericită, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu
adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul timpului și al istoriei, Tu l-ai plăsmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile, pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a te preamări și a-ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii te laudă într-un singur glas cântând cu bucurie. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, că ești prin Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui și până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Acele noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după țină luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței.
Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere de morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, primește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, Harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu fericitul Anton Turcovici și cu toți sfinții, la căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată, este porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, cine iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Tăcea Ta este împărăția și puterea și mărirea întregii. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu supără. Dar spune numai.
Să ne rugăm, împărtășindu-ne, Doamne, cu darul Sfintelor Taine, te rugăm cu umilință, ca jertfa pe care Fiul Tău ne-a poruncit să o aducem în amintirea Lui, să mărească în inimile noastre iubirea prin Hristos, Domnul nostru. Două anunțuri din partea oficiului parohial. Sâmbăta viitoare, 22 noiembrie, la ora 18, în sărbătoarea Sfintei Cecilia, se va celebra un requiem pentru toți coriștii răposați. Și al doilea anunț, duminica viitoare este solemnitatea Hristos, Regele Universului. În această zi, între orele 12 și 16, va fi timp de adorație. Programul este următorul. De la ora 12 la 13, credincioșii care doresc. De la ora 13 la ora 14, persoanele consacrate. De la ora 14 la ora 15, seminariștii. Și de la ora 15 la ora 16, tinerii. Tuturor o duminică plăcută și binecuvântată. Încredințăm Precuratei Fecioare Maria, poporul nostru, viitorul nostru, rugându-ne. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Curăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Curăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm, ne rugăm, Doamne, al Tău asupra. Precum și să fim duși prin patima și prin viața cerească Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerii al lui Dumnezeu, luminează-mă, păzește-mă și cunoaște-mă, care sunt din credință. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Binecuvânteze atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.